Lucrăm cu oameni pentru oameni. Și lucrul cu omul este cel mai greu. Dacă ne facem meseria la catedră așa cum trebuie, nu înseamnă că și cei pe care noi îi formăm vor duce toți la fel în aceeași manieră ceea ce le spunem noi la catedră la rândul lor. Eu încerc să le transmit studenților și emoția de a studia pedagogia, psihologia, toate materiile care țin de formarea lor ca oameni și ca părinți, nu numai ca profesori. Le spun că entuziasmul profesorilor este molipsitor și că de entuziasmul lor depinde entuziasmul elevilor. Nu este ușor și de aceea punctul de vedere pe care eu îl voi prezenta astăzi este atât personal cât și al departamentului de formare a profesorilor de la Universitatea din București, condus de Ovidiu Cunișoară, care ar fi vrut să fie astăzi aici, și care este următorul. Suntem pentru o continuă îmbunătățire a nivelului 1 și 2 a modulului psihopedagogic, pentru că trebuie să recunoaștem, tot timpul este loc de mai bine și experiența ne spune că de la an la an noi înșine ne adaptăm seriilor de studenți care ne vin, iar ei trebuie să se adapteze generațiilor cu care urmează să lucreze. Susținem în aceeași măsură și pozițiile anterioare, masteratul didactic ca o aprofundare a nivelului 1